Și proiectul privind votul prin corespondență a moldovenilor din SUA și Canada a încins spiritele în Parlament, în timp ce opoziția a calificat noua lege drept nedreaptă în raport cu diaspora din alte țări, cei de la guvernare susțin că e un proiect pilot ce ar urma să fie extins. După un schimb de replici acide, documentul a fost votat de majoritatea PAS în prima lectură. Один из принципов демократического государства, от которого вы так категорически отказываетесь, является равные условия для всех. У нас диаспора находится не только в Америке, не только в Канаде. И в этом отношении вы в очередной раз селектируете граждан на тех, кто имеет право, и тех, кто не имеет права, на хороших и плохих людей. Дмитрий, Când spuneți despre votul, când vorbiți despre condiții egale, de fapt aceste condiții sunt stabilite, deci condiții egale este dreptul la vot. Deci statul trebuie să garanteze cetățeanului dreptul la vot. Modalitățile și alternativele acestui vot sunt la discreția statului, așa încât să se asigure că fiecare cetățean sau cât mai mulți cetățeni își asigură dreptul de vot. Dragi colegi din partea dreapta mea, apropo, dacă vă uitați la rezultatele ultimilor alegeri, aveți susținători, inclusiv la Dublin și în Irlanda. Și voi, ca nu vreți să le mai dați o alternativă alegătorilor voștri ca să-și poată exprima votul. Bravo! Domn Шпаки, banii lor îi vor, banii, nu votul. Da. Имеете наглость говорить о том, что вы его готовили год. Никаких приготовлений мы не видели. А теперь вернемся к статье 11 в избирательном кодексе. Домну президенте, пожалуйста, наведите порядок в зале. Domnul deputat, rot zacroi. Domnul deputat. Colegi, domnul președinte. Colegi. Continuați. Colegi. Colegi, vă rog. Problema știți care e? Mie vine greu să calmez când un specimen a unei grupări criminale organizate care a cumpărat ani de zile voturi dă lecții de corectitudine electorală la alții. Asta e misiunea imposibilă. Во-первых, я такой же депутат, как и вы, господин Гросу. Прекратите свои эти заявления. Proiectul de lege a primit avizul guvernului la o zi de a fi introdus pe ordinea ședinței plenare, iar deputatul Vitalie Gavruc, cel care a prezentat legea privind votul prin poștă, în plen a adus și mostre. Cetățeanul primește așa un plic cu adresa. În acest plic avem un plic interior care se va reîntoarce înapoi la organul electoral. La fel avem un plic interior în care se introduce buletinul de vot. Sunt instrucțiunile și buletinul de vot propriu-zis. Este vorba despre 3 trimiteri poștale care se achită din bugetul Republicii Moldova. Este vorba despre prima trimitere cu plicul exterior și toate plicurile și buletinele în interior și 2 trimiteri în cazul dacă cetățeanul votează în primul și în a doilea tur. Deci, în total, sunt 3 trimiteri. Reieșind din aceste aspecte, noi am făcut niște calcule în dependență de, în funcție de câți alegători o să participe și, deci, aceste costuri se estimează a fi de la 300-500 de mii de lei până la 3 milioane, în dependență dacă ar participa de la 1000 de alegători până la 10.000. Într-un final, proiectul a trecut în prima lectură cu votul deputaților PAS. Inițial, votul prin corespondență va fi implementat cu titlul de proiect pilot în Canada și Statele Unite ale Americii, dar va produce și efecte juridice. În prezent, această modalitate este aplicată în 53 de state, inclusiv 13 din Uniunea Europeană.